mă duc la baie, mă spăl, îmi fac freza pentru că barbă nu am, am 13 ani. Behold Mania, când o să, când o să crești mai mare și o să ai barbă, să folosești Philips OneBlade. Pregătește-te ca un pro pentru o nouă sesiune de gaming sau streaming. Descoperă aparatele Philips OneBlade și beneficiază de 30% reducere urmând linkul din descriere și folosind codul WERTY30. Am hit. Oh! Na-na-na-na! Dacă mai țineți minte, videoul trecut Powered by Philips v-am dat challenge-ul să-mi spuneți rutina voastră de dimineață. Iată top 10 comentarii. Salutare toată lumea, videoclipul cu Frag Movie-ul va începe imediat, doar că în prima fază, prima dată, trebuie să vă citesc comentariile top 10, dar într-o ordine aleatorie, cu rutina voastră, comentarii lăsate la vlogul pe care l-am făcut cu rutina mea de zi cu zi. Dacă n-ați văzut videoclipul, scrieți Worthy Vlog pe YouTube și pe search și o să o găsiți imediat, este primul. Am lucrat foarte mult cu Antonia la acel videoclip și a ieșit mega, mega bine. Este un vlog filmat în stilul lui Casey Neistat și cred că a ieșit tu-ți. Hai să vedem ce comentarii mi-a lăsat acolo, pentru că am selectat niște comentarii mega, mega amuzante și niște rutine chiar foarte, foarte detaliate unele dintre ele. Hai să vedem. Bun, primul comentariu. Cătălin Cristian ne spune: îmi pun ceasul la 10, mă trezesc să mă duc la poliția județeană să-mi iau talonul înapoi, văd că sunt 50 de persoane la rând și mă duc să mă bag iar în pat. Da, Cătălin, nu știu, cred că problema acolo cu cele 50 de persoane este trezitul la 10. Cred că acolo ghișeul se deschide la 8:30. Știi cum știi că atunci când te duci să dai examenul, să dai sala pentru permis, trebuie să te duci acolo de pe la 6, cel puțin în Cluj așa era. Ei bine, ceva de genul ăsta cred că trebuie să faci. Comentariul cu numărul 2. Coco FCSB, ce faci, Coco? Mă trezesc, dacă are Steaua o meci, mă gândesc toată ziua. Dacă nu, mă gândesc la data când o să aibă. După, clasic, spăla pe dinți, pe față, etc. Bag ceva la burtihan și merg la antrenamente sau la mare. Sau la mare? Cred că stă în Constanța sau ceva de genul. Poate că nu. Cum ar fi? Stai în Arad, stai în Cluj, mă duc la antrenamente, dacă nu, hai mă duc la mare. După care se face seară și ajung acasă, stau și mă gândesc, mă, parcă aș juca un CS, dar nu, că după ce dau decodați, după dau decodați și iar mă enervez și zic că nu mai joc niciodată, de parcă aș, da, parcă aș juca, da. Hopa, mesaje la prieteni, jucăm CS, ne enervăm, zice că nu mai jucăm niciodată și așa zi de zi. Corect. Următorul mesaj de la Bebe. 1. Mă trezesc, pune mâna pe telefon. Cred că asta e ceva ce face toată lumea. Primul lucru, verifică telefonul majoritatea lumii. Văd dacă ați postat voi doi. Ce drăguț. Sau faceți live matina de la 9:30 când mă trezesc. Nu prea am mai făcut. Antonia, chiar în dimineața asta îmi zicea Antonia că mai știi când făceam live-uri dimineața la 10 și toată lumea era gen, sau eu era gen flower power și toată lumea era, cum puteai, cum poți să ia ta energie de dimineață, ceva de genul ăsta. Merg, mă spăl pe dinți și beau un pahar de lămâie de aia Blanao. E foarte sănătos, apă cu lămâie. Am zis că e mega, mega sănătos, detoxifiere. După 30 minute mănânc, iar după la ore online. Mă, da, e la 30 de minute, el e scheduled așa. Hashtag dulceață supremă, hashtag love you worthy, hashtag vă ador, mulțumim, bebe, mulțumim. Și următorul nostru comentariu cu o rutină este de la B-Hop Maniac. Mă trezesc la 8 dimineața, apoi mă schimb, mă duc la baie, mă spăl, îmi fac freza pentru că barbă nu am 13 ani. Ce drăguț a fost asta. Behold Mania, când o să crești mai mare și o să ai barbă, să folosești Philips OneBlade. Apoi mănânc ceva și mă duc la PC, deschid CS-ul, intru pe aimbot, omor cam 3500 de boți. Mamă, se extinde ce ca boți is this you. Închid CS-ul 30-40 minute, mă pun în pat și stai un pic. Face doar boți. What the fuck? Mă pun în pas și mă uit pe YouTube. Apoi intru pe Faceit. Aha, ok. Și pe Faceit și joc cam 5-6 meciuri și cam atât. Fine video, apropo. CS Player Life. CS Player Life, ce să zic. Mulțumesc frumos pentru compliment. Următorul comentariu de la Rustacu. Rutina mea, mă trezesc, mă duc la baie, mă spăl pe dinți, mănânc, mă joc pe laptop. Ies afară până la ora 7 și vin acasă. Îmi fac baie, mănânc, mă joc pe laptop, mă culc. Mult mă joc pe laptop. Da, dacă stăm să regândim basic fără detalii, cam așa, într-un fel, cu chestiile esențiale, adică mă joc pe laptop, cam așa arăta rutina cu unui gamer în general.
Codruț, mă trezesc la 11:30. Cam așa și eu în ultimele două săptămâni cu carantina asta. Cu greu reușesc să-mi închid alarma și să-mi pun orice video pe YouTube. Da, el se uită la YouTube ca să nu adormă la loc. Da, good choice. 19:50, mi-a luat puțin să procesez. 19:50 mă duc la bucătărie să-mi fac o cafea. La 12 începe școala online, care durează de obicei până la 18:00. Andrei ne spune, după ce mă trezesc, mă spăl pe ochi, I-am portretizat așa o... Să scoți ochii din orbite, să te speli la robinet. Nu știu de ce, dar cum a formulat-o. Aoleu, mă spăl pe ochi, mănânc, bag 40 de flotări. Mamă, e primul care face mișcare. Mă spăl pe dinți, îmi fac părul, mă uit din nou la live-urile voastre offline și apoi o tai la școală, doar că acum merg nicăieri. Adică nu merge la școală, cred că, dar așa niște comentarii ați dat voi, oameni buni. Doamne! Apreciez că mulți dintre voi vă faceți părul dimineața și că aveți grijă de voi pe partea asta. Chiar, uite, eu am o șubiță care nu stă, cred că odată la 3 cadre trebuie să o aranjez la loc. Următorul comentariu. Să fiu sincer, de la Nexus Mahon. Am observat că VTN, V de la Nexus, îi spune MHN, ne spune Mahon, ce așa Mahon? Oare el este de pe contul secundar? Să fiu sincer, eu încep ziua așa și asta este cea mai detaliată rutină. 1. Mă spăl pe față, 8:30, deci ne-a dat și ora. Mă îmbrac la 8:31, mănânc, mă spăl pe dinți, mă duc la orele online. By the way, am văzut că sunt persoane care primată ele mănâncă și apoi se spală pe dinți, ceea ce e normal. Sau sunt și cei care se spală pe dinți și după aceea mănâncă. Așa că fapt divers. Da, prima ordine normală și firească mi se pare că e cea lui Mahon, a lui MHN. După mă duc la orele online, după ce termin orele online, stau vreo oră jumate la teme, după bag vreo 4 ore de CS, 17:30 aproximativ, 17, mănânc, vorbesc cu ai mei ce am făcut în ziua aia. Ca în filmele americane, când stați toți la masă și vorbiți ce ați făcut în ziua aia. Mă, mi se pare, deci ca pentru o familie, mi se pare că e o necesitate chestia asta. Să stai așa la masă, seara, toată familia adunată și să vorbiți fiecare ce ați făcut în ziua respectivă. Big thumbs up! Așa, mă mai joc puțin CS, încă puțin CS. E un canal de CS, normal că CSGO. Fac un duș, 20:00, somn 00:01. Orele sunt aproximativ fixe, acum 9. Iar de lean. Și trezește, are 8 ore jumate de somn. Nice. Ai Meduza. Mă trezesc în fiecare zi la 6, apoi închid alarma și mă culc la loc, urmând să mă trezesc fix cu 10 minute înainte de prima oră de la școală și de obicei sunt târzi. Bine, asta în cazul carantinei, Meduza, crede-mă, cred că asta cred că ești de acord și tu cu mine, nu mai funcționează 10 minute, numai dacă stai vis-a-vis de școală, eventual, să ajung la școală cu 10 minute înainte. După ce termin școala și pe la maxim 2 îmi fac temele pentru școală, meditații sau teste pentru engleză, după aceea până la antrenamentul de seară de la karate, când la saxofon, Doamne, băiatule, câte faci, câte gagici ai cu asemenea hobby-uri. După ce termin toate activitățile, ies afară să fac ceva treabă prin curte până se negură. Mamă, ăsta ori e un regionalism și omul doar regionalism, nu știu de unde se folosește negură, dacă știți lăsați comentarii, sau pur și simplu citește prea multe cărți, dar nu vreau să scrie el asta în rutina lui. Deci și citește cărți și face karate, saxofon, fetelor, ai Meduza, ăsta este, îl vedeți acolo avatarul, nicio problemă, vă fac eu rost de adresa lui. Nu, mă, stai băiat Jujuc așa, nu știu cum. Ulterior mă culc la ora cât mai devreme posibil, urmând ca ziua următoare să continui rutina cât mai devreme posibil. Un om care ține, mă, da, se trezește la 6, mă, apoi închid alarma și mă culc la loc. Da, și se trezește, bine, nevermind, nu ține atât de mult la program. Tatu David, rutina mea de dimineață, wake up, îmi fac o cafea pe care o beau alături de un corn cu biscuiți, depinde, mă spăl pe dinți și pe față, mă pun la CS, repeat. Foarte scurt. Știți ce am observat? Faptul că multă lume și-a adaptat când a răspuns la chestia asta cu rutina și-a adaptat deja la caz, chestia cu carantina, la situația cu carantina, la multă lume... Deja carantina, sau cum e în carantină, e o rutină, măi, nu trebuie să se schimbe chestia asta.
Sper că v-a plăcut rutina mea de dimineață, foarte scurtă, on point. Ba după voi faceți o treabă super, tu și Antonia, mulțumim tare mult, David, mersi mult de tot. Bun. Cam astea au fost comentariile voastre, mega, mega tare. Mi-au plăcut mult, oricum, sunteți high rău de tot, dar high rău de tot. Oricum, acum urmează videoclipul cu Frag Movie-ul sau clipul cu Frag Movie-ul făcut de către Alin CGH. Dați acolo un subscribe, v-am lăsat link-ul de la canalul său în descriere. Și hai să dăm drumul. Na-na-na-na, where did the OVP master? Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess, bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess, bang bang, got my hand, bang bang, got my hand. Come on. Aoleu, ferească sfinții ce-i acolo. Urmă că trebuie să... O să ia puțin. Ce-a intrat? Mă, că s-a intrat.